superbi amândoi, bravo, felicitări, Laurențiu, Andreea, Laurențiu Duță, desigur, Andreea Bănică. Păi Laurențiu trebuie să spună ceva, că el a fost câștigătorul în seara asta, eu pe lângă el. Nu e adevărat, o contrazic în fața camerei de la vedere. Premiul este al nostru, e un premiu comun pe care l-am câștigat împreună datorită talentului nostru comun. Și datorită ție, că ești un super băiat și un compozitor remarcabil. Best song, da? Best song, best, Shiny Heart. Best Shiny Heart, cum? Shiny Heart. Perfect. Yes, of course, definitely, yeah. Ok. Al doilea premiu însă îl câștigă Laurențiu Duță pentru Lifetime Awards, adică un fel de întreagă activitate, dar sper că nu s-a încheiat aici. Deci m-a surprins faza asta să mor cu premiul ăsta, a fost foarte tare. Mă scuzați, îmi las lumina, vă dați mai... Iertați-mă, doamnă, cu lumina. Ce atentă e Bănică, n-ai zice că nu știe. Foarte atentă la imaginea mea. Vreți să fac un videoclip acum, îți spun imediat. Dar cine se ocupă de imaginea ta? Cine s-a ocupat de imaginea ta, de ținutele tale la aceasta a 10-a ediție a Romania Music Awards? Prietenul nostru. Pe numele lui? Răzvan Sanda. Răzvan Sanda, un băiat extraordinar. Care s-a ocupat de 300 în primul rând în seara. De asemenea. Vreau să-i mulțumesc lui Răzvan, foarte talentat. Pe Răzvan mi l-a recomandat Andreea și n-a greșit. Așadar, best song, Laurențiu Duță, Andreea Bănică, best, sau mă rog, Lifetime Award, Laurențiu Duță. Vă mulțumim mult, multă baftă în continuare, o seară perfectă să aveți împreună alături de noi și de întregul public al craiovean. Doamne ajută! Mulțumim!